aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Acum în direct și pe pagina noastră de Facebook Radio Europa FM, pentru că avem Autofan. Ieri în București a avut loc o întâlnire a APIA, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, cu jurnaliști auto și nu numai. A fost vorba de fapt despre o masă rotundă, mai exact, unde s-au discutat și împărtășit idei, s-au făcut prognoze cu privire la viitorul industriei auto și s-au căutat mai ales soluții pentru stoparea invaziei de mașini vechi și poluante pe șoselele din țară. Însă, mai multe ne va spune chiar acum președintele APIA, Dan Vardie, care se află în legătură directă cu noi prin Skype. Salut, Dan, bine ai venit! Salut, Radu, mă simt destul de ciudat în poziția asta. Eu n-am mai fost la Europa FM niciodată, cred, în poziția de președinte APIA, pentru că nu are legătură cu ce facem noi. Și tu știi cel mai bine că eu am mai multe pălării și în Europa și în România. Acum, în fine, am și această pălărie care e foarte importantă, după părerea mea, pentru destinul României. European FM, am avut într-adevăr ieri o discuție cu presa împreună cu ceilalți colegi din APIA, au fost membri ai Consiliului Director, l-aș numi aici în primul rând pe Călin Popescu-Tăriceanu, care este președinte de onoare și care, să știți că n-a fost în niciun fel de capacitate politică. El este unul din fondatorii asociației de acum 28 de ani, e unul din oamenii care înțelege cel mai bine fenomenul auto și trebuie să spun că e și omul căruia îi datorăm foarte mult. Datorită lui s-a născut proiectul de la Craiova Ford, tot datorită lui unor intervenții care le-a avut s-a născut și proiectul Dacia. Deci aș spune că rolul lui Călin este foarte important pentru istoria auto a României. Am fost întotdeauna acolo când a avut nevoie și împreună, iată, am făcut lucruri nemaipomenite. Și ca să revin, încep cu sfârșitul, la sfârșitul acestei discuții, noi cei de la APIA am întrebat pe colegii jurnaliști ce ar trebui să facă APIA ca să ajute dezvoltarea fenomenului. Știți cine a fost primul care a spus ceva concret? Domnul Radu Constantinescu de la Europa FM, care a spus să fie mai multe stații de încărcare pentru mașini electrice. Ca să vedeți că aveți reprezentantul vostru în toate discuțiile, Radu s-a gândit imediat și are perfectă dreptate, Radu. Nu sunt nici pe departe suficiente stațiile de încărcare. Sigur, APIA a intervenit aici. Dezvolt un pic. Citeam că nu numai în România, în toată Europa nivelul stațiilor de încărcare este foarte redus și s-a făcut un calcul, dacă ar fi să ajungem unde trebuie, la ce se va întâmpla cu dezvoltarea domeniului auto, că unii până Europa pot face prognoze. Se pare că APIA, care e tot un ONG din Europa, n-ar avea voie să facă așa ceva, spune Consiliul Concurenței, sper să ne lămurim că e o eroare. E bine, acolo spun cei din Europa, e nevoie de vreo 1 miliarde de euro, ceea ce la nivelul Comisiei Europene este efectiv pistol cu apă, iar rata de implementare a acestor stații undeva la 14.000 de stații pe săptămână care trebuiesc implementate, în toate astea intră și România, dar gândiți-vă, pe de altă parte, cât de ieftină, oameni buni, este de fapt acest proces, cât de ieftin și cât de ieftine sunt stațiile, pentru că, iată, sunt bani puțin la nivelul comunității europene pentru atât de sute de milioane de stații de încărcare. România nu are decât niște planuri care... Pe hârtie, în acel celebru program PNRR, exact, vreo 18.000 de stații ar trebui să fie construite, dar... Da. Dar deocamdată vorba lui Călin, cum vă spunea tuturor celor din presă, deocamdată n-am văzut niciun business plan. Că nu e ca și cum... Băi, Radu, le face și noi vreo 10 stații, gata, boss, ne apucăm de treabă. Astea merg la televizor, astea merg la oamenii politici, astea nu merg la Europa FM. V-aș mai spune, oameni buni, că au fost câteva lucruri interesante care s-au spus acolo, și anume că la nivelul anului 2030 este foarte posibil ca în vânzările de mașini noi, chiar din România, să nu mai existe diesel. Am văzut că foarte multă lume din presa care a fost acolo au preluat această idee și eu mă bucur că o fac, pentru că noi aici la Europa FM, împreună cu Radu, am tot spus-o de-a lungul anilor că dieselul, din păcate, este o tehnologie care și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul, îmi cer scuze de expresia asta populară, dar ăsta e adevărul. Și întotdeauna un om informat e un om mult mai deștept, adică în condițiile în care așa vor arăta lucrurile,
a mai cumpăra astăzi o mașină diesel nu cred că e neapărat sau întotdeauna cea mai bună soluție. Iar apropo de piața românească, estimarea mea și care am văzut că a fost citată iarăși de foarte multă lume este că probabil până la sfârșitul acestui an vom avea doar 10% motorizări diesel. În momentul ăsta mă uitam pe primele 3 luni ale anului în statisticile APIA. Practic, pentru prima dată, în primele 3 luni anului, s-au vândut mai multe mașini verzi aici în România, Radu, la noi, la poporul român, mai multe decât mașinile diesel, vorbesc de mașini noi. Asta nu o decide APIA, asta nu impune APIA, asta o decid oamenii care, spre marea mea bucurie, încep să înțeleagă din ce în ce mai clar că asta este situația, asta este viitorul. Tot în această discuție am lămurit că astăzi, datorită crizelor multiple în care se află industria auto, nu mai vorbim de o piață auto reglată de cerere și ofertă. Nu mai vorbim de preferințele oamenilor care își doresc mașini. Nu mai vorbim de performanțele mașinilor aflate în competiție. Acum te duci, poți să-ți dorești o mașină, bucură-te dacă găsești pe stoc ceva. Tu poate îți dorești să aibă și aia, așa, și altă. Devine din ce în ce mai relevant. Dacă vrei însă să faci asta, și bineînțeles că orice consumator are dreptul să spună, da, dar eu vreau mașina marca X să aibă următoarele dotări, da, poți să o faci. Da, din clipa aia, pățești ca mine, chiar și eu, Dan Vardie, președintele APIA, am comandat o mașină acum vreo 9 luni de zile. Și sunt fericitul, Radu, posesor, să spun, fără să dăm, bineînțeles, numele brandului și modelul, că abia acum, după 9 luni, a intrat în fabricație și mașina pe care am comandat-o eu cu mâna mea acum 9 luni de zile. De ce? Pentru că, iată, am fost pretențios și mi-am dorit ca să fie o mașină cum vreau eu, nu cum vrea stocul. Uite că vine mai repede un copil decât o mașină în perioada asta. Da, deci e o realitate. Iar asta, iarăși, multă lume a întrebat și o spun și ca președinte APIA, este o situație care va mai dura, oameni buni. Anul ăsta, cu siguranță, ca să nu ne îmbătăm cu apă rece, să credem că nu va mai dura, și probabil vom mai vedea și anul viitor, că vom mai vorbi până atunci, dar foarte important și cu asta închei, nu are legătură cu România, nu de la români să trage nouă situația asta, asta e o criză generalizată în toată Europa și nu numai în toată Europa, așa cum poate, Radu, vom vorbi vreodată mai în detaliu despre acest program Fit for 55, care, iată, ne obligă să luăm măsuri importante în România, vrem nu vrem, care țin de taxa pe carbon și, evident, taxa pe poluare. Dar care și el poate fi un pic întârziat din cauza condițiilor politice, din cauza războiului din Ucraina, dar așa ceea cum... Ceea ce se și întâmplă chiar în acest moment. O să mai discutăm pe acest subiect. Dan Vardie, mulțumesc foarte mult. Ne reîntâlnim și săptămâna viitoare și la Autofan. Numai bine! Numai bine! Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.